Bine v-am regăsit la German for Free! Astăzi vom vorbi despre Lohnsteuer, impozitul pe salariu. Wer arbeitet, zahlt Lohnsteuer. Cine lucrează, plătește impozit pe salariu. In welcher Höhe hängt von der Steuerklasse ab? Cât de mult depinde de clasa de salarizare. Das Finanzamt ordnet jedem Arbeitnehmer eine Lohnsteuerklasse zu. Administrația fiscală, finanța, atribuie fiecărui lucrător o categorie de impozit pe venit, numită Steuerklasse. Insgesamt gibt es in Deutschland 6 Steuerklassen. În Germania există în total 6 clase diferite de impozitare. Sie helfen dem Arbeitgeber dabei, die Lohnsteuer eines Mitarbeiters zu berechnen. Acestea ajută angajatorul sau să calculeze impozitul pe venit al angajatului. Der Grundfreibetrag beträgt 8.820 Euro pro Person und Steuerjahr. Für Ehepaare gilt der doppelte Betrag. Persoanele singure sunt scutite de impozit dacă acestea câștigă maxim 8.820 de euro pe an. Să vedem acum cele 6 clase. Die Steuerklasse richtet sich in erster Linie nach dem Familienstand. Clasa de salarizare este calculată în primul rând în funcție de situația familială. Alleinstehenden ordnet das Finanzamt automatisch die Steuerklasse 1 zu. Persoanele singure intră automat în clasa de salarizare 1. Așadar, necăsătorit, ledig, verwitwet, văduv, getrennt lebend, cei care trăiesc separat, și alleinstehend, single. Este important de reținut că cetățenii români care sunt căsătoriți, iar partenerii locuiesc pe teritoriul României, sunt automat încadrați la clasa 1 de impozitare. Prin faptul că în momentul în care își fac înregistrarea aici în Germania, Anmeldung, instituția financiară îi înregistrează ca celibatari. În acest caz, există o variantă de modificare a clasei de impozitare de la 1 la 3 prin prezentarea la Finanzamt a certificatului de căsătorie. Alleinerziehende sind in Steuerklasse 2 und bekommen dort einen höheren Entlastungsbetrag. Familia monoparentală ar veni. Acel tip de familie în care copiii locuiesc cu un singur părinte, angajații care cresc singuri unul sau mai mulți copii. Cetățenii români aflați în situația de mai sus pot solicita clasa de impozitare 2 doar dacă copiii locuiesc cu ei în Germania. Da? Modificarea clasei de impozitare se face la Finanzamt, printr-o cerere în scris. Cererea poate fi făcută doar personal, angajatorul nu poate solicita modificarea clasei dumneavoastră de impozitare. Für Ehepaare gilt die Steuerklasse 3, 4 oder 5. Persoanele căsătorite pot avea clasa de impozitare 3, 4 sau 5. De exemplu, soțul, dacă câștigă mai bine, va avea clasa 3, da? Höheres Einkommen, are un venit mai mare, iar soția clasa 5, dacă are un venit mai mic. Dacă veniturile sunt aproximativ egale, vor avea ambii clasa de salarizare 4. Wer mehrere Jobs hat, bekommt ab dem zweiten Job Steuerklasse 6. Automatisch zugeordnet. Cei care au mai multe joburi vor intra automat la clasa de salarizare 6. Welche Steuerklassen gibt es und was bedeuten diese? Așadar, care sunt clasele de salarizare și ce înseamnă acestea, veți vedea în tabelul prezentat. De tabele, findet ihr im blog. Acest tabel îl veți găsi și în blog. Și tot aici vă dăm un exemplu. Cât ar câștiga o persoană, dacă venitul brut, brutto lun, este de 1700 de euro pe lună, în Bavaria. Vedeți în partea dreaptă a tabelului calculat în funcție de clasa de salarizare. Acest calcul este făcut fără taxă de biserică. Ohne Kirchensteuer. În infobox vă voi pune un link cu ajutorul căreia vă puteți singur calcula în funcție de salariul brut și zona în care locuiți, salariul net. Sper că aceste informații v-au fost de folos. Ne auzim în curând. La revedere!